Tot mai mulți tineri dâmbovițeni aleg să meargă să muncească în abatoarele din Germania. Este și cazul lui Georgian, un tânăr de 30 de ani, de fel, din municipiul Dâmbovițean-Moreni. Georgian susține că a ales Germania pentru a-și clădi un viitor, la sfaturile unor prieteni, care, deși au spus că munca în abator este grea, Georgian spune că nu este chiar așa. Tânărul spune că rețeta succesului peste hotare este să știi ce-ți dorești în viață. Cum ai ajuns aici, în Germania? Am venit să-mi fac un viitor. Pentru că în România nu este nicio posibilitate. Dar cum ai aflat de locurile de muncă aici? Am avut niște prieteni care au fost pe aici. La început ei m-au speriat, au zis că e greu. Am zis să văd cu ochii mei, nu este chiar așa greu. Cum ai constatat că nu e greu? Cu ce ești tu diferit față de prietenii tăi care spun... Pentru că dacă îți dorești să faci ceva, reușești. Dacă vii să... Nu muncești, crezi că doar stai degeaba și iei banii, nu rezolvi nimic. Deci în România ai muncit? Am muncit în mai multe locuri. Ultimul meu serviciu a fost la o casă de pariuri sportive. Și cât câștigai acolo așa? 15 milioane. Adică 1500 de lei. 1500, în jur de 300 de euro. Da. Câștigurile acum... Diferența este foarte mare. La început, Georgian a lucrat într-un post mai greu, însă a fost serios și acum a avansat în firmă. Sunt și posibilități de avansare. Eu acum lucrez pe calculator aici. Mi este ușor, pot să zic. Deci firma oferă și posibilități de avansare, nu? Da. Depinde cât de... Îți dai interesul și... Când ai venit aici, ce ai făcut prima dată? Prima oară... Am fost unde a fost mai greu, la Frostă. Este un loc de muncă printre cele mai grele în acest abator. Și am rezistat acolo. Mi-a fost mult mai ușor când m-am mutat în altă parte.